Derby de zile mari duminică la Rucăr. Mult așteptatul joc dintre ocupantele primelor două locuri în Seria Nord, ASLR și CS Rucăr, cele mai bune formații ale momentului în Liga a 5-a, s-a bucurat de un interes foarte mare din partea iubitorilor sportului rege de la acest nivel fotbalistic. Confruntarea s-a ridicat la nivelul mult așteptat, s-au marcat 5 goluri, unul mai frumos ca celălalt, două direct din lovituri libere, un 11 metri transformat și multe alte ocazii de gol. Tănase a fost și înger, dar și demon pentru lereșteni. În minutul 38 a deschis scorul în urma unei lovituri libere executate ca la carte, pentru ca în minutul 44 să facă hands în propriul careu de 16 metri. Iar Daniel Genaru nu a ratat de la punctul cu VAR, stabilind și scorul la pauză. Zi din trei jucători, Rucăren, Tănase, colț lung și 1-0. Daniel Genaru și Sitaru față în față. Și 1-1. La revenirea de la cabine, CS Rucăr a forțat desprinderea și în minutul 65, Daniel Genaru face dubla în urma unei lovituri libere executate perfect. Daniel Genaru pe jos, gol! 2-1. Spre finalul partidei, Florin Andrei restabilește egalitatea cu un șut din interiorul careului de 16 metri în urma unei neînțelegeri a apărătorilor gazdă. Îl are stânga pe Florin Andrei, a centrat, a preferat să centreze în careu de unde a respins Ciorciovel, acum Tănase, șut puternic, respinge Beniamin Vălimăreanu și Florin Andrei restabilește egalitatea, lovitură de teatru aici pe stadionul din Rucăr. La ultima fază a partidei, CS Rucăr dă lovitura. Daniel Genaru a executat perfect o lovitură de la colțul terenului, iar Olteanu, nemarcat, trimite cu capul din 5 metri în poarta lui Sitaru. În corner, o ultimă șansă pentru rucărenii. Ai văd că au trimis toți jucătorii în careu. Și 3-2, Olteanu, o neatenție în apărarea lereștenilor. Olteanu a trimis cu capul din 5 metri în poarta lui Sitaru. În urma succesului obținut, CS Rucăr trece pe prima poziție în clasamentul Seriei Nord și termină turul de campionat în poziția de lider, devansând chiar formația învinsă a Selerești.